din pădurile României. Cetățenii ONG-urile au spus că se fură ca un cod, că la fiecare lemn tăiat legal, încă cel puțin atât, se taie ilegal, se taie fără acte. Am putut constata aici, vedeți imaginea acestea, pe versanții Făgărașului, în zona Piatra Craiului, în situri, bineînțeles, care nu au putut fi anunțate din timp, pentru că ne-am confruntat, posibil, cu o amenință. Ne-am și confruntat de altfel, fiind acolo, cu amenință, dar mai mult de atât, cu o cârdășie a oamenilor poporului silvic cu cei care ne exploatează pădurile ilegale. Ori asta este de neacceptat. Ministerul Mediului nu este pus acolo împotriva mediului, să păzească furturile, să păzească abuzurile de mediu. Ministerul Mediului are mediu în nume pentru un motiv, pentru că e pus să respecte mediul. Ori acest ministru, Tanțuș Barna, secretarii lui de stat, domnul Banciu, sunt în cârdășie cu cei care încalcă normele de mediu. Nu este de acceptat ca noi să vedem pe teren, tăieri la ras care distrug biodiversitate. Ei le numesc tăieri progresive, dar vă asigur că sunt la ras și ce rămâne în urmă nu este nici refacere, nici replantare. Este inadmisibil ca la o curs silvic din Suceava să mi se spună, să mi se dea dată oficială că doar 0,15% din pădurile din acel județ sunt tăiate ilegal. 0,15% din masele noastre. Și să vină la aceea zi procuratura și să-mi spună că ei în transport remarcă că cel puțin 3% e materie lemnoasă ilegală. Diferența dintre 0,15% și 3% este de 16 ori. Și astea sunt date oficiale. Mai mult, am văzut pe domnul Sorin Baciu, din Ministerul Mediului, spunând că el crede că undeva la 1%, dar că sunt diverse metodologii. Deci, pe scurt, este un dezastru și nu este... Cred că am tăiat sunetul. Dar, în același timp, mi-am dat seama că nu există, efectiv, cifre oficiale. Și asta, pentru membrii Parlamentului European, care au fost alături de mine, asta semnifică, de fapt, lipsa fază. Că România este un sat fără câini cu privința pădurilor tăiate ilegal. Ce efect va avea această constatare? Această constatare are efectul că procedura de infringement în privința tăierilor ilegale probabil se va accelera. Și nu este vina noastră, a europarlamentarilor care au constatat. Este vina autorităților că nu au fost în stare sau că nu au vrut să oprească furtul ilegal din pădure. Vreau să fie foarte clar că în momentul în care europarlamentarii au văzut un haos de date de la 0,15% la 3%, ONG-urile spun că 50% din lemn este furat. Când ai date atât de diverse, lumea pur și simplu nu te crede. Nu mai ai credibilitate. Și atunci, comisarul Sinkeviciu, responsabil pentru mediu, sunt convins că va lua niște măsuri accelerate în privința infringementului pe pădure. Din păcate, l-am văzut pe ministrul Barna dând retorica naționalistă, scoțându-o de la naftalină. A spus, nu ne învață pe noi unii care nu mai au urși, unii care nu mai au păduri. Ba uite că noi depindem de Uniunea Europeană. Ba uite că e bine că Uniunea Europeană ne salvează atunci când noi înșine nu ne putem salva de noi. Când Curtea de Conturi spune că din aceste defișări se generează 5 miliarde de dolari și că în anii electorali suma crește. Păi nu este o coincidență? Suma crește în anii electorali? Nu arată că este o cârdășie între politic și cei care fac aceste exploatări? Bătăile aduse activiștilor nu arată că este un interes financiar mare? De ce am bătea lumea activiști? De ce n-ar agresa pe noi? Că și în video veți vedea cum am fost agresați. De ce n-ar agresa pe noi dacă totul este ok? Astea sunt întrebări la care acest ministru al mediului n-a răspuns niciodată. Și eu cred că el va trebui să fie tras la răspundere. Poate chiar acum, în această rotativă. Nu știu dacă avem variante mai bune, eu sunt convins că avem. Nu știu dacă din coaliția de guvernare. Însă,
acest ministru nu este de partea mea.